Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu etica academică și integritatea în toate domeniile. În special ne interesează integritatea, sigur, în educație. O situație aparte de plagiat este autoplagiatul. Autoplagiatul reprezintă preluarea unor texte pe care noi le-am prezentat sau le-am publicat anterior în alte lucrări cu scopul de a obține avantaje fără a lucra din nou textul respectiv. Cel mai simplu este luăm lucrarea de licență, o tăiem pe aici pe acolo că lucrarea de master are mai puține pagini și o prezentăm ca lucrarea de master. Este o formă clasică de autoplagiat. De ce? Pentru că nu am făcut o cercetare nouă, am revalorificat un text pe care deja l-aveam, probabil am găsit un alt coordonator care să nu cunoască textul și atunci l-am prezentat ca fiind un text original și atunci am încercat să fraudăm diploma pe care o obținem, să o obținem cu încălcarea normelor de etică, folosind autoplagia sau am preluat într-o teză de doctorat articole pe care le-am publicat anterior. Și aici încep să apară discuțiile. Sigur, avem dreptul să reutilizăm materialele pe care le-am scris. Atâta vreme cât această reutilizare este una legitimă. Deci nu avem dreptul, sau nu e moral, nu este etic, să utilizăm pentru a obține credit academic, profesional, științific, suplimentar. De exemplu, nu e academic, spuneam, să preluăm lucrarea de licență și să facem de dizertație. Dar este ok din punct de vedere academic, științific, să preluăm fragmente din lucrarea noastră de doctorat și să le publicăm sub forma unor articole sau invers, în teza de doctorat și mai degrabă invers, în teza de doctorat să prezentăm articole pe care le-am publicat anterior, doar că atunci, în textul care este publicat ulterior trebuie citat primul text. Dacă fragmentele sunt mai mari, aici este indicat să avem chiar un acknowledgement. Acknowledgement înseamnă recunoaște. Un text în care se adaugă la sfârșitul lucrării și care spune parțial fragmente din lucrarea respectivă au apărut, au fost publicate în articolul cu tema, cu titlul, publicat în jurnal și așa mai departe. Și atunci, sigur, noi nu obținem un al doilea credit academic pentru același text, dar îl folosim într-un nou context. Îl adaptăm, îl transformăm pentru un nou context academic. Și atunci, sigur, nu încălcăm, nu încercăm să păcălim pe nimeni că ar fi un text nou, spunem că este un text sau că sunt idei care au fost preluate din texte originale, dacă le prezentăm într-un alt context. Și sigur, nu trebuie întreaga lucrare să se bazeze doar pe astfel de texte, trebuie să aibă și un conținut original propriu. De asemenea, într-o cercetare ulterioară, pe aceeași temă, dacă publicăm alte articole, pornind de la aceeași temă pe care am publicat într-o altă cercetare, este în regulă să menționăm cercetarea anterioară, dar să reluăm câteva idei, pentru că cititorii pot fi diferiți și atunci nu înțeleg contextul cercetării dacă nu au acces la datele de cercetare, de exemplu, publicate în primul articol sau în teza de doctorat sau în teza în dizertație, prezentarea unor aspecte publicate anterior în articole. De asemenea, în teza de doctorat se folosesc de multe ori fragmente mai mici sau mai mari preluate din referatele susținute în cadrul doctoratului. Mulți le folosesc chiar integral. Atunci, sigur, indicat ar fi să se menționeze că acest capitol face parte din, a făcut parte inițial din referatul cu titlu susținut în cadrul școlii doctorale la data și așa mai departe. Mulți nu mai fac această mențiune pentru că referatul nu a fost publicat. Dacă a fost publicat ca articol, îl citează ca atare ca un articol. Dacă n-a fost însă publicat, nu-l mai citează ca fiind un referat, deși corect este să-l citezi. Dar totuși nu se obțin două credite academice diferite, distincte,
menționându-se în teză referatul original, pentru că referatul a fost făcut tocmai în scopul obținerii acestei teze. Pe de altă parte, dacă, de exemplu, aș dori să obțin al doilea titlu de doctor, să-mi folosesc lucrări anterioare, lucrări chiar în domeniul noi teze, dar fără să menționez că articolele au fost făcute în afara contextului noi teze de doctorat, reprezintă o formă de autoplagiat. Atunci, ideea de reciclare a textului pe care îl avem de la un referat la o disciplină, la o altă disciplină, se încadrează din nou în aceeași idee de autoplagiat. Pentru că e textul meu, așa, dar l-am făcut pentru disciplina cutare și îl servesc la încă vreo 5 discipline. Asta este autoplagiat. Da? Chiar dacă modific pe aici, pe acolo, respectivul text. Sau mai mult, uite, îl folosești la dizertație că se potrivește. Da? E mai puțin... sigur, autoplagiatul nu încalcă în mod necesar legea drepturilor de autor, deși uneori putem să autoplagiem sau să chiar să cităm, fără să avem voie, texte publicate și care sunt sub copyright, în care am transferat dreptul de autor sau copyright-ul unei editori, de exemplu, și editura respectivă deține acel drept. Sigur, aici e destul de discutabilă situația în care așa într-un efort herupistic de a limita plagiatul, Ministerul Educației a decis publicarea pe site-ul Ministerului a tezelor de doctorat, chiar dacă unele dintre ele erau sub contract cu editurile și încălcau practic copyright-ul și înțelegerea inițială între școlile doctorale și autorităților că dacă acestea nu vor fi publicate într-un anumit termen, ele vor fi automat postate cu acces deschis pe site-ul universității sau pe alte site-uri de specialitate. Sigur, în cazul Ministerului, s-a trecut peste faptul că unii doctori, au transferat drepturile de autor către edituri și l-au publicat anyway. Acum, sigur, faci un bine, dar încalci o altă lege. Ministerul n-a ținut cont de asta, așteaptă probabil să fie dată în judecată de către edituri și să stabilească care dintre tezele a fost corect publicate în baza accesului deschis și care nu. Oricum, este foarte bine ca o teză să fie publicată și oricine o dorește să o poată consulta, dacă, sigur, cercetătorul în cauză trebuie să poată beneficia de drepturile de autor care îi se cuvin, inclusiv în promovarea academică, dacă vreți, pentru că publicarea tezei pe site-ul Ministerului, spre exemplu, nu constituie un credit academic, sau cel puțin nu în standardele actuale din România, dar odată ce este publicată, nicio editură sau foarte puține edituri vor accepta să o mai publice pentru că nu mai pot valorifica prin vânzare. Și atunci autorul respectiv pierde și drepturi financiare care eventual, dacă i s-ar conveni, dacă lucrarea s-ar vinde, i s-ar conveni ca drepturi de autor, dar pierde și posibilitatea de a-și valorifica teza în scopul a obținerii unor credite academice necesare ulterior în promovarea universitară sau în preuniversitar, pentru că o carte publicată reprezintă un punctaj fie pentru nivel universitar, fie preuniversitar, în diverse criterii pentru obținerea unor promovări și așa mai departe. Iată că nu doar se poate greși doar în sensul încălcării prin plagiat, ci și a exagerării în partea cealaltă. Dar, așa cum mă exprimam, este foarte bine și este absolut necesar ca un text, o teză, să fie făcută public. Și oricine dorește să aibă acces la ea, pentru că altfel cădem într-o altă eroare, și anume facem cercetare în zadar. Adică facem o cercetare care știm dinainte că nu are nicio valoare. Eu nu vrem să o facem publică. Nu ne asumăm răspunderea. O facem, obținem un titlu, ne folosește titlul respectiv, dar noi nu facem cunoscută lucrarea.
Nu vrem să fie. Și atunci o altă astfel de încălcare e atunci când spune, cineva trimite către editor și spune, aș vrea să publicăm această carte, dar doar în vreo două exemplare. Păi cum două exemplare? Când n-ajunge la nimeni, la Biblioteca Națională trebuie trimise, conform legii de depozit legal, minimum 7. Și atunci, de ce, cum să o publicăm în două? Păi da, că nu am nevoie să fie, să ajungă la nimeni. Eu am nevoie să mă justific pentru a face un examen, pentru a promova în ierarhia academică sau preuniversitară. Mie mă interesează să fac cartea asta pentru că am un scop precis, dar nu vreau să o citească nimeni. E o fraudă, nu neapărat la fel de mare ca însușirea unui text a altei persoane și folosirea ca fiind dată, dar ok, atunci de ce ai făcut-o dacă nu cumva tu însuși știi că acel creion în valoare? Ba da, clar. Da? Și atunci vorbim despre plagiat. Sigur, există situații în care textul ăla nu e deloc plagiat, dar e tot o non-valoare științifică pe care noi vrem să obținem credite. Și atunci încalcă din nou etica academică. Se încalcă etica academică și atunci când folosim ghostwriting. Adică rugăm pe cineva să ne scrie articolul sau cartea sau teza. Acum, sigur, tezele pot fi de vânzare și se cumpără de la firme specializate sau nespecializate, cum găsim fiecare. Întrebare. Cel care furnizează un astfel de text încalcă legea? Da, încalcă legea educației, care spune că vânzarea unor lucrări în scopul revalorificării acestora este interzisă. Ok. Dar el nu vinde o lucrare în scopul revalorificării acestei, el în primul rând nu-și vinde lucrarea lui care să încadreze pe definiția juridică și care este interzisă. El creează o cercetare la comandă și nimeni nu-i poate fi interzisă activitatea de cercetare la comandă. Iar răspunderea pentru modul în care cercetarea la comandă este utilizată îi aparține doar utilizatorului. Și atât ca atare, instituțiile de ordine publică n-au putut sancționa astfel de firme care chiar își făceau reclamă, promovare pe internet că fac lucrări la comandă, pentru că îmi spun foarte simplu, e doar responsabilitatea cumpărătorului ce face cu lucrarea, noi o punem la dispoziție ca sursă de documentare, ca orice altă carte, ca orice altă cercetare și treaba lui dacă încalcă sau nu legea. Dacă o persoană este prinsă încălcând legea, adică este prinsă în flagrant susținând o astfel de teză în fața unei comisii, atunci, sigur, persoana respectivă se face vinovată de încălcarea legii. Dar producătorul, deocamdată, așa cum legea în România este, nu se face vinovat. Sigur, se face însă vinovat de încălcarea eticii academice și nu a legii drepturilor de autor. A eticii academice, da. Deci, ar putea fi sancționat din punct de vedere etic, dar nu juridic. Sigur, sancțiunea etică poate merge de la mustrare sau până la sancțiuni grave de genul, nu știu. Pentru că depinde cine este persoana, ce relație are cu presupusul cumpărător, pentru că iarăși cine a cumpărat-o, de la cine, firma poate să doar să intermedieze o sursă de documentare între un cumpărător și un vânzător. Dar toate acestea sunt neetice, în esență. De altă parte, e o practică uzuală, pentru că credeți că un politician își scrie singur discursurile, nu are un ghostwriter în spate, bă, da. Și știe toată lumea, da. Și atunci, de ce acolo este permis? Chiar dacă ghostwriter-ul nu apare niciodată. Sigur, uneori poate apărea ca fiind șef de cabinet sau ca fiind consultant al respectivului politician, dar nu apare niciodată autorul al discursului, apare președintele Donald Trump, autorul al discursului, dar puțin probabil că el a scris în rând, doar l-a menționat, sau de cel mai multe ori politician transmite ghostwriter-ului ce anume dorește de la ea. Și apare și aici situația legitimă în care tu ca cercetător îți desfășori în mod corect, legitim, cercetarea, dar n-ai un talent eseistic sau un talent de
scriere academică. Și atunci sugerez sau soliciți unui ghostwriter bine intenționat să-ți proceseze ideile tale sub forma unui text credibil și ușor de înțeles pentru publicul larg, ceea ce este o solicitare legitimă. Ideile îți aparțin, cercetarea îți aparține, persoana respectivă doar îi dă o formă acceptabilă pentru public. Sigur, în situația asta, etica publicării științifice sugerează ca persoana respectivă să fie menționată. În un film, de exemplu, sunt menționați la sfârșit, pe genericul de sfârșit, toți cei care au participat în o formă sau alta la elaborarea filmului. Deci, ghostwriting-ul poate fi, sau scrierea fantomă, poate fi o încălcare a eticii, uneori echivalentă cu plagiatul, atunci când, de exemplu, primesc la un jurnal un articol care are 3 autori, după acceptare primesc de la primul autor, care se consideră că este responsabil de întreaga activitate de publicare, și care spune, aș vrea să mai introduc încă vreo 2 autori pe listă de autori a acestea. Și evident îl întrebăm, ok, dar de ce? Care a fost contribuția noilor autori? De ce a trebuit, după acceptarea articolului, când se află în preprint, să introducem 2 autori? E clar, nu se justifică. Ori au contribuit la început, dar n-au fost menționați. Este o eroare în care s-a încercat eliminarea unor autori și menținerea contribuțiilor, caz în care ceilalți autori se fac vinovați de plagiat. Pentru că au folosit munca intelectuală a celor 2 fără a le da credit. Fie avem un ghost authorship în sens invers, în care îi facem cadou un autorat unor persoane care n-au contribuit cu nimic. Și iarăși este uzual, n-a contribuit cu nimic la cercetare, dar a făcut, nu știu, rost de finanțare pentru a face dezvășura cercetarea sau a coordonat echipa de cercetare, dar nu s-a implicat în cercetare. În mod normal, aceste persoane nu se califică ca fiind autor. Pentru autoratul științific aș vrea să audiați pe canalul de YouTube cursuri online cele câteva prezentări pe care le avem deja în seria Etică și Integritate Academică dedicate autoratului științific și a regulilor, și nu voi insista asupra lor pentru că le puteți audia direct pe canalul de YouTube cursul online, și n-aș vrea să vă plictisesc în cazul în care deja le-ați audiat sau urmează să le audiați independent.